Reprezentanții Republicii Moldova și ai Turciei s-au reunit la cea de-a doua ședință a Comitetului Mixt Interguvernamental privind implementarea acordului de comerț liber între cele două țări. Se pare că Ankara râvnește la bunătățile moldovenilor, dar pentru că așa impun vremurile moderne, totul se face prin comerț și plată cinstită. Delegația Moldo-Turcă s-a reunit la cea de-a doua ședință a Comitetului Mixt Interguvernamental privind implementarea acordului de comerț liber între Republica Moldova și Republica Turcia. Părțile au discutat despre intensificarea relațiilor bilaterale, în special comercial-economice, extinderea investițiilor și facilitățile oferite de acordul de comerț liber între state. Astfel, comerțul bilateral a crescut în anul curent. Exporturile către Republica Turcia s-au majorat cu 45,85%. 4% față de perioada similară a anului trecut, înregistrându-se noi produse exportate ca legumele congelate, semințele de floarea soarelui, porumb, alcool, etilic nedenaturat, reziduri rezultate de la fabricarea amidonului. Ceea ce ține de importurile efectuate din Republica Turcia pentru o perioadă similară s-au majorat cu 9,4%, în special a produselor textile, accesorii, medicamente și echipamente. În cadrul ședinței, părțile au discutat problemele cu care se confruntă agenții economice și în activitățile sale privind tranzacțiile comerciale și soluțiile de depășire al acestora și îmbunătățirea climatului de afaceri. Totodată, Delegația Republicii Moldova a solicitat părții turcii revizuirea concesiilor acordate pentru exportul mai multor produse pe piața Republicii Turcia, precum legume congelate, porumb, semințe de floare a soarelui, alcool, etilic nedenaturat, mere uscate, porumb și nuci. De asemenea, Comitetul a decis stabilirea subcomitetului pe subiecte vamale și subcomitetul pe agricultură și măsuri sanitare și fitosanitare, în cadrul căruia ulterior va fi abordată posibilitatea exportului produselor de origine animalieră pe piața turcă. Următoarea ședință a Comitetului Mixt va avea loc în anul 2018.